Un concert de muzică contemporană. 70 de ani într-un centenar, dialoguri muzicale România-Israel a avut loc recent la Muzeul Național George Enescu din București. La evenimentul menit să promoveze valorile culturale din cele două țări au participat cunoscuți oameni de cultură, muzicieni, medici, ambasadori, politicieni, jurnaliști, atât de la noi cât și din Țara Sfântă. Este un eveniment gândit de Institutul Eudoxu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, având în vedere parteneriatul cu Academia de Muzică din Ierusalim, sub genericul 70 de ani într-un centenar. Este vorba de un dialog muzical. Concertul este realizat de studenți din România, ai Universității de Muzică, cu studenți de la Academia de Muzică din Ierusalim. Iar dr. Zvika Berkovic, mai ales doamna Elisabeta Berkovic, care este directorul artistic al Academiei de Muzică, a realizat foarte multe evenimente și foarte multe lucruri benefice prin care tinerii care trăiesc în Israel să înțeleagă farmecul și frumusețea culturii românești. Consider că este, înainte de toate, un eveniment al prieteniei. Un concert al prieteniei. Reflectă foarte bine relațiile existente dintre noi, nu de azi, de ieri, ci de multă vreme. În afara programului Erasmus Plus, pe care îl dezvoltăm între cele două universități, Academia de Muzică din Ierusalim și Universitatea Națională de Muzică din București, derulăm o serie de alte acțiuni comune și aceasta este una dintre ele. Timp de câteva zile, muzicieni atât români cât și israelieni, au conlucrat pentru pregătirea acestui concert de muzică contemporană. Ne-am gândit ca să facem ceva, cele două academii, Academia de Muzică din Ierusalim, împreună cu Academia de Muzică din București, să facem un concert comun și să aniversăm acest eveniment mare. România înseamnă pentru mine mult. Este țara în care m-am născut, am primit educație, am avut o copilărie foarte frumoasă aici. Știți foarte bine că foarte mulți medici sunt și muzicieni, fiindcă visul lor a fost să fie muzicieni. Ei, n-au devenit muzicieni în cauza că, cum zic eu totdeauna, cum ziceam tăna mama, tu trebuie să fii medic și nu muzician, deși eu îmi place foarte mult muzica și cântă câteva instrumente și așa ne-am cunoscut și cu soția la un concert foarte frumos de a Filarmonicii din Cluj și desigur ne-a legat foarte mult muzica. Din fericire am avut ocazia să cunosc această familie minunată chiar în casa dinșilor din Ierusalim. Am vorbit mult despre cele două pasiuni ale noastre. Convingerea mea este că muzica este Esperanto mileniului 3. Deci este limbajul universal în care oamenii se înțeleg, se armonizează. Deci în această locație absolut minunată, Palatul Cantacuzino, Casa Enescu, în seara asta sper să aibă loc chiar un eveniment încărcat de tâlcuri și de simboluri și de sensuri deosebite. România și Israelul și-au dat mâna prin muzică nu numai acum, și de-a lungul timpului este suficient să spunem, să amintim mari compozitori români de origine evrească. De cine să vorbim? De Ludwig Feldman, de Mendelssohn, de Stan Golestan, de Philip Lazar. E o întreagă pleiadă care au avut niște legături extraordinar de frumoase cu compozitorii români din perioada interbelică, cu Mihail Jora, care a fost un mentor al lor și i-a iubit foarte mult. Deci, eu zic Anatol Vieru în ultima, să zicem, generațiile mai noi. Eu am vrut să-i reamintesc pe cei care poate lumea i-a mai uitat și Filarmonica va începe o, nu numai vis-a-vis de compozitorii evrei, dar și compozitorii români în perioada interbelică, intenționăm, deja am început acest program și intenționăm să facem mai multe lucruri pentru a-i pune în valoare.